Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi suntem în luna martie și am să vă arăt ce fac eu acum. O să mai pun niște turtă la care este nevoie. Acolo unii care avem pune vedem roi făcut anul trecut și cam cum se prezintă. Acesta este unul dintre roi. Să văd dacă a mâncat turta. Dacă a mâncat, să-i mai dăm. Să-i mai dăm să... Chiar dacă mai aduce cât un fir de polen. Iată, el a mâncat așa, în proporție asta. O să văd dacă necesită strângere această colonie. Dacă e nevoie, o mai strângem un pic. Da, o strângem, 100% o strângem, fiindcă o ultima ramă nu avem albină, prea mult. Ia, se vede. Și nici mâncare nu avem pe ea. Iată, aceasta este o colonie care mai se moare de foame. Ia, mă uit un pic ce-i cu ea. Asta încă n-am verificat-o anul ăsta. E unul dintre cei slăbuți. Aici are puietul, dar ia uite că n-are mâncare deloc. Asta e unul dintre cei care nu i-am vizitat, adică n-am deschis ramele, n-am ajuns la ei. Asta putem să-i spunem o colonie salvată în ultimul moment. Foarte puțină mâncare. Aici mai e ceva. Foarte slabă asta. Nu știu. Nu știu de ce a slăbit așa tare asta. Dar necesită îngrijire specială. Sau desființare. O ținem pentru matcă. Ia. Eu, ca să aibă șanse ăsta la viață, ca să înainteze, o să vă arăt ce fac cu el. Ia, să avea mâncare aici. Chiar destulă. Dar ca să fie treaba făcută, trebuie să îl strâng pe două rame. O să vi-l mai arăt eu. Aceștia n-au beneficiat de strângere. Iar acum avem aici o lipire. Teoretic n-ar trebui să pun pe partea din față. Dar, având în vedere că în zilele următoare o să vină vreme rece o să fac acest împachetaj
la maxim. Iar rămâne pe 2 rame. Mai rămâne pe 2 rame. Aici o las până jos, diafragma din spate o las până jos, iar această ramă plină cu mâncare, are ceva mâncare pe ea, o pun în spatele diafragmei. Aici o să-și poată lua mâncare. Așa. Și această ramă a venit îngrădită cu polistiren. Aba. Așa, un pic mai sus. Ce este la alte rame? Aceste rame le voi scutura. Mă uit un pic să nu fie matca. Din fericire, din fericire n-a ajuns să o ai. O scut. Asta este o ramă goală. Era la limită cu mâncare. Eu am verificat vreo câte așa am văzut că sunt cât de cât. La rest n-am mai tras seama. Iată o altă ramă. Și aici are mâncare. Așa. O să avem mâncare cu ce să-l dezvoltăm. Bun, așa. N-am vrut să... S-a întâmplat la ăsta. Ce m-a mirat a fost zborul ăsta slab al lui. Am zis, hai să mă uit să văd ce-i cu el. Și noroc că m-am uitat. Ia să luăm niște bete. Iau niște bete care le voi folosi perpendicular aici. Dacă aveți asemenea roișori mici, cam așa se poate, sper eu, salvadare acolo, puiet căpăcit și acela cum iese. Cam în o lună jumătate, ăsta e chiar numai pentru a-l salva, ăsta nu mai e bun de altceva, decât a face un roi sau eu știu ce vom face cu el. Avem aici un pic de fum. Ca să îndepărtez albinuțele de sus. Să le pot da turtă.
Așa. Le voi da o turtă acum. Așa, peste aceste bețe și ele vor avea acces aici. Bun. Aici ce a mai rămas de data trecută desfac. Sunt puțin albine și chiar sunt curios cum va evolua acest pitic. Nu știam că se află într-o situație așa gravă. Acum l-am împachetat bine. L-am împachetat bine, are căldură. Așa. Se strângem la loc și cam asta e. El este cel mai slab din stupină, deci acum la ora actuală e cel mai micuț. Cel mai micuț. Nu știam că chiar așa critic el. Bun. Vom trece la altul acum să vedem cum se prezintă și altul.